Gică Popescu a scos oamenii în stradă la mondialele din Statele Unite în urmă cu 2 decenii. Acum i-a scos iar pe străzi pe oamenii din Calafat. Au ieșit să semneze un tabel pentru grațierea fostului capitan al Naționalei. A fost inițiativa șefilor de la Dunărea, care cheamă în ajutor și pe foștii colegi ai Baciului din generația de aur. Multe personalități sunt gata să susțină grațierea. Victor Ponta, în calitate de premier, nu s-a pronunțat pe acest subiect. În nume personal, însă, a spus că susține grațierea lui Popescu. La fel și Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Astăzi, Gică Popescu a primit primul pachet de acasă. Soția, Luminița, l-a vizitat la Rahova și a ieșit aproape plângând. Cum se simte soțul? Ce anume are nevoie? Nu declar nimic și vă rog frumos să mă înțelegeți. Luminița Popescu a ieșit cu capul în jos de la Rahova. A stat un ceas la vorbitor cu soțul ei, după ce așteptase o oră și jumătate să-i vină rândul. Nu o să mă înțelegeți uman, nu declar absolut nimic. Am rugămintea, așa ca de la persoană la persoană să mă înțelegeți. Nu este niciun fel de lipsă de respect față de dumneavoastră. Vă înțeleg munca și sper să mă înțelegeți și pe mine. Totuși vorbim despre Gică Popescu, este unul dintre cei mai importanti și curați oameni până la condamnare. De 2 zile, soțul ei, Gică Popescu, e într-o celulă la Rahova. Normal că supărat, foarte supărat. Adică i-a văzut împreună? Sau nu, la el, la cabină, la geam, cum vorbește, orice de ținut. Nu a avut nici o prioritate, nimic. Aici nu ține cont de nimeni. La Calafat, orașul unde s-a născut fostul internațional, lumea s-a mobilizat. Șefii Dunării și jucătorii echipei au făcut apel la generația de aur și s-au apucat de strâns semnături pentru grațierea lui Gică Popescu. Noi facem o petiție online, te face și una scrisă. Sunteți de acord să încercăm să convingem președintele României? Da, da. Da? Dacă domnul Băsescu vrea, poate, nu? Să sperăm că ceea ce facem noi acum va avea ecou și la București. Este o emblemă a României. Dacă președintele îi permite legea și poate să facă un astfel de gest, sigur că ar fi extraordinar. Am avut două discuții cu Gică Hagi și el era distrus. Pentru că familia era nu împreună când s-a predat Gică. Eliberarea lui Gică Popescu a ajuns până la Palatul Parlamentului. Este cunoscut mai mult decât, de 100 de ori mai cunoscut decât orice politician din România. Gică Popescu, dacă te duci din Turcia până în Barcelona sau până în nordul Europei, toată lumea știe că a fost capitanul Barcelonei și capitanul echipei naționale, ca cetățean al României. Dacă va trebui să înaintăm o petiție pentru grațiere individuală către președintele statului român, pentru Gică Popescu personal, aș semna-o și o să o semne, să știți. Din punct de vedere personal, mă alătur demersului inițiat de președintele clubului Dunărea Calafat cu privire la strângerea de semnături pentru grațierea marelui nostru fotbalist și capitan al generației de aur, Gică Popescu. Între timp, avocații muncesc, vor să meargă la înalta curte pentru o ultimă cale de atac a sentinței. Au la dispoziție 10 zile. A făcut recurs extraordinar. Vedem când s-o judeca recursul, poate îl scapă de problema asta. 3 ani, o lună și 10 zile de închisoare este pedeapsa primită de Gică Popescu, după ce s-a încheiat judecata în epopeea transferurilor. O judecată finalizată după 7 ani de procese. Cred că nu merită, cât a fost de bun și cât a fost de conștiincios ce a făcut pentru România și pentru celelalte țări pe unde a jucat, cred că nu merită așa ceva. La Barcelona, Baciul e pe panoul de onoare al clubului catalan. La echipa națională, lui Gică Popescu i s-a cântat imnul de 115 ori. Intrare în care e șut și gol! 1-0! Gică Popescu!